Dragilor, bine v-am regăsit! Un nou motiv de bucurie pentru că alături de mine, de fapt alături de noi, pentru că și dumneavoastră sunteți alături de noi și vă uitați la acest clip, o bucurie mare este Pera Novakovici alături de mine, psiholog, și vorbim despre un autor pe care și eu și Pera îl iubim deopotrivă foarte mult. Este vorba despre James Hollis. Și subiectul, de fapt, subiectul discuției noastre de astăzi este această minunată carte a lui James Hollis, recent publicată în portofoliul editurii Herald, Criza vârstei de mijloc și întrebările de la jumătatea vieții. O vedeți aici, o găsiți pe site-ul editurii Herald, vi arată și Pera. Plan în 21 de pași pentru abordarea problemelor nerezolvate din viața ta. Și acum să vedem. Ne gândim la această temă care este, zic eu, foarte importantă, pentru că, iată, avem amândoi 40 plus și poate și unii care ne urmăresc. Ce înseamnă cu adevărat să te maturizezi? Pentru că James Hollis vorbește despre maturizare, despre maturizarea emoțională, dar spune că vârsta nu determină maturizarea. Așadar, ce înseamnă cu adevărat maturizare, mai ales că se spune că cel puțin bărbații se maturizează ceva mai târziu decât femeile. Da. Asta probabil că va rămâne. În primul rând, salut și salut, Sorin, mersi că m-ai chemat din nou, cu mare drag, mai ales că avem subiecte despre care aș putea să vorbesc foarte mult. Îmi place să dezbat subiectul acesta, plus că mă și privești direct și eu am 44, mama are 67 și chiar m-am bucurat că în limba română, că o să-i duc să citească și ea, o să-i o las. Deci ce este maturizarea? Vezi, bună întrebarea asta. Nu știm ce este maturizarea, ce-i drept. Și chiar avem o rezistență la ea, pentru că ea implică, în primul rând, supraviețuirea unor momente dificile în viață. Cumva viața ne maturizează când trecem prin momente dificile, dar mare atenție că nu garantează maturizarea, faptul că treci prin greutăți în momente dificile, maturizarea dată de cum interpretăm ce ni se întâmplă. Nu? Și dacă reușim să interpretăm într-un fel care ne îmbogățește, care ne oferă înțelepciune, care ne transformă în oameni mai buni, putem spune că începem să ne maturizăm. Procesul meu personal, să știi că a fost cu ajutor. Nici eu n-am înțeles, deși păream un om mare, în sensul de carieră, relație, locuiam în casa mea, lucrurile mergeau relativ bine. Aveam niște probleme interioare, sufletești, aș putea să le numesc, destul de apăsătoare. Cum poate mai spus, dintr-o familie cu o copilărie dificilă, tatăl meu a fost alcoolic, Dumnezeu să-l odihnească, l-a murit de vreme la 5-7 de ani și cumva am reușit în viață, credeam eu, la 30 și ceva, doar că aveam probleme de sănătate fizică, pentru că din spiritual mergem în psihic, mental și emoțional și apoi mergem în fizic. Și nu poți să ignori, adică poate poți să cosmetizezi, să pui o mască, să te prefaci, să negi, să reprimi, poți să te joci cu astea, dar corpul nu minte niciodată, nu? Corpul nu uită și nici nu minte și spune o poveste. Ei bine, corpul meu spunea o poveste destul de dificilă. Aveam 30 de kilograme în plus, chestii de piele, afecțiuni cronice și multe altele, care nu sunt normale la 30 și un pic de ani. Mă simțeam că la 60. Și am zis, ok, trebuie să merg la rădăcină, care va fi rădăcina. Și am început un proces și o muncă din asta de explorare interioară, în care am realizat, de fapt, că de multe ori momentele mele de dificultate regresam într-un copil emoțional. Aveam reacțiile mele, erau ca ale unui copil, ca și în copilărie. Și cu ajutorul psihoterapiei, am început să observ aceste lucruri și că am anumite atitudini total deplasate și poate cel mai multe la o lipsă de responsabilitate. Din nou, când spun aceste lucruri, eu credeam că sunt un om responsabil. Și eram de multe ori, uneori eram. Dar și, azi dau un exemplu concret, că e cel mai ușor. De exemplu, nu voiam să supăr pe nimeni, spuneam da, ajut, fac, contribui, vreau să fiu alături de tine, da? Și nu vreau să People deranjez pe pleaser. nimeni. People pleaser, asta e din traumă, nu? Să nu superi pe nimeni, să nu strici relații, că nu se simte deloc ok să strici relații, să pierzi relații, vrei să ai mulți prieteni, să fii în siguranță, să te iubească oamenii, să te aprecieze și mai departe. Și spui da la toată lumea. Consecința este că nu faci față, că ai niște limite umane și nu faci față la toate promisiunile pe care le-ai făcut, deci strici relații pentru că nu poți să ții promisiunea. Deci cumva e contraintuitiv, nu? Spui da la toată lumea ca să rămâi în relație bună cu toți, după care pierzi relațiile cu toți, tocmai din cauza asta. Deci,
Ce înseamnă maturizarea, în cazul ăsta specific? Să înveți că ai limite. Și este foarte neplăcut în cultura noastră vestică să se spună că ai limite, că tu ai auzit poate toată tinerețea și viața, no limits, limita e cerul, orice, oricând, oricum. Ce, instantaneu trebuie să obținem recompensa și ce ne dorim, adică ce să mai așteptăm, să mai muncim, să ne frustrăm. Și auzi toate mesajele astea, tu ești pe Instagram sau pe TikTok și vezi oameni, succes instantaneu, six-pack instantaneu, relația perfectă, cinci copii și fit și cu carieră și tot online și totul wow, din Bali, din... Și zici, oh my God, eu nu am toate astea, deci eu nu pot, sunt incompetent. Deci eu nu sunt bun. Și legi de identitatea ta și cred că trăim într-o mare hipnoză și o mare stare de boală psihică generalizată din cauza asta. Dar asta poate e un alt subiect. Ce, asta înseamnă maturizarea. De exemplu, să afli că ai limite. Știi că ai limite, știu că am limite. Ce se întâmplă când descoperi că ai limite? Ai o relație mai bună cu tine și cu ceilalți. Ești mai responsabil, pentru că eram iresponsabil înainte. Și dar repet, nu e ușor de văzut unde e responsabilitatea, unde e responsabilitatea. Știi? Și atunci, în principiu, să știi limitele, să devii mai responsabil, să înțelegi care e partea ta și care nu e partea ta, ce nu ține de tine. Asta este un exemplu. Deci, răspundem la întrebarea ta ce este maturizarea, este procesul ăsta firesc de a te coace și de a trage concluziile bune pentru creșterea și dezvoltarea ta din experiențele prin care viața te-a trecut. Deci e o muncă de introspecție. Este capacitatea de a te vedea pe tine cum ești cu adevărat și să iei decizii legate de asta. Ma, nu știu dacă e definiția cea mai bună, dar asta este cea pe care o am eu acum Și știi ce legat de mă mai gândeam? Că e interesant că atunci când te hotărăști în sfârșit să pui niște limite și niște granițe sănătoase, o să vezi reacțiile oamenilor. Că cei care se vor supăra, poate că tu ai pus acele granițe sau limite, sunt acei care, într-un fel în care tu nu știai, abuzau de tine, abuzau de disponibilitatea ta, abuzau de bunătatea ta. Și normal că nu le convenea ca tu să pui aceste granițe, aceste limite. Altul care vine și strânge mâna și spune: Pera, respect pentru că ai pus aceste limite, că în felul ăsta ai dat dovadă cumva de hotărâre, de determinare, de fermitate și poate că unii oameni chiar ajung să te respecte mai mult cu siguranță. decât o făceai înainte, pentru că tu te-ai hotărât să stabile, nu să impui, să stabilești aceste limite, aceste granițe. Știi cum e aia ca în istorie? La Oituz, la Mărășești. Pe aici nu se trece. Băi, până aici te-am lăsat o dată de două ori, de trei ori, gata. Nu mai ai voie sau eu nu-ți mai permit ca tu să-mi încalci aceste granițe. Perfect. Mai este o nuanță aici, dacă tot mai avem o mică paranteză de făcut timp. O nuanță este următoarea. Oamenii intră în relație cu noi pentru că ne-au cunoscut într-un fel. Și evident că noi toți ne transformăm și ar fi bine să ne transformăm, nu? În fiecare ritmul lui. Și atunci omul e obișnuit cu tine într-un fel. Nu e neapărat vina lui că tu te-ai prezentat ca people pleaser și spui da ușor, nu? După care tu te transformi, te schimbi și spui, hopa, limitele sunt importante pentru sănătatea mea, pentru calitatea relației, pentru toată lumea e bine că eu să am limite. Vii și începi să pui limite și la început ești și stângaci. Nu ți iese foarte bine din prima, poate ești mai furios, poate, știi, mai țipi și zici, gata, până aici, ai o frustrare, așa, dar e ok să o faci stângaci. Suntem începători, iar cum ar veni în a trăi aceste lucruri noi. Și tu, ceilalți sunt și ei obligați, fără voia lor, să se transforme și ei în raport cu tine. Și nimeni nu vrea să se transforme voluntar. De aia, de obicei, viața și suferința ne obligă la transformare, pentru că ne împing într-un colț și nu mai ai opțiuni. Ori te transformi, ori nu mai ești ceva de genul acesta. Nu mai poți continua așa. Atunci când tu te transformi și te apucă, Doamne ajută că te apucă această transformare, ceilalți sunt obligați și dacă vor și dacă nu vor, nu-i întreabă nimeni dacă ei vor să te transforme și ei în relație cu tine. Sunt obligați, n-au încotro. Și de aceea, transformarea mea produce unde seismice în cei din jur. Și este legitim să se întâmple așa, nu este anormal, în sensul că da, ceilalți se trezesc cu tine, te-au apucat procesul interior. Și acum încerci să pui reguli, să faci aia, să faci aia. Și îți dai seama, ai copii, ai soț, ai soție, ai familie, ai colegi de muncă, ai prieteni și tu te schimbi. Deci niciodată nu este plăcut pentru nimeni procesul acesta, dar cum ai zis și tu, s-ar putea să fii mai respectat. Oamenii care rămân înseamnă că rămân mai mult pentru tine decât pentru ce primeau înainte de la tine. Respectul poate fi mai mare și relația mai solidă. Și unii s-ar putea să plece, dar trebuie să fim întăriți și în ideea asta.
Cum? E o întrebare poate un pic mai amplă. Cum ieșim din umbra părinților? Este de altfel și titlul unui capitol din cartea lui James Hollis, Criza vârstei de mijloc. Cum ieșim din umbra părinților? Cum ieșim din umbra acestor tipare disfuncționale cu care noi am fost crescuți, cu care noi am fost obișnuiți, cu care noi am fost, să spunem, educați, aceste tipare venite din copilărie? Și care sunt, de fapt, mă gândesc, care sunt cele mai frecvente, hai să le spunem, simptome psihoemoționale ale crizei vârstei de mijloc? Poate chiar în practica ta ai observat aceste lucruri. Da. Păi, hai să începem cu simptomele și după aia mergem la cum ieșim din urma părinților. Deci, simptomele sunt, când încep să spui niște, hai zic altfel, să simplific. Bifezi, ai o listă de to-do pe care ai primit-o de la părinți, societate, clasa de elevi, sub mass media, da? Sunt transmise niște valori, dai niște etichete pe tine și primești un to-do list care conține carieră, familie, să fii de succes, să ai imagine, câteva chestii, Casă, da? mașină. Standard, deci ai niște bife. Și în moment, acel moment devii dușman cu timpul, pentru că fie nu obții acele lucruri și te frustrează maxim și crezi că ești nefericit că nu le ai sau nu le ai pe toate, fie le obții și apoi observ că nu umplu un gol interior pe care le aveai întotdeauna acum. Și atunci, această criză a vârstei de mijloc este, de fapt, momentul în care începi să realizezi că mai ai o bucată de viață, James Hollis spune a doua noastră viață, care e una întreagă, de la 40, acum, din nou, vârstă foarte relativă, poți să ai 35, poți să ai 28 sau 55. Hai să zicem 40, de dragul simplității. De la 40 la 80, că acum cu sănătatea, cu medicina, poate să trăi mai mult un pic. Deci de la 40 la 80 mai ai atâta viață cât ai avut până acum, doar că mult mai conștientă ca și până acum. Deci acum chiar poți să iei decizii asumate, cunoscându-te. Chiar și Jung spune, nu? Până la 40 experimentăm, de la 40 începe viața adevărată. Foarte frumos de altfel spus. Așadar, observ că ai bifat niște lucruri, observ că mai mult din acele lucruri pe care deja le-ai bifat, clar nu-ți aduc o mare plus valoare, știi? Mai ai niște bani în cot, mai ai a patra mașină, mai ai încă al șaptelea copil. Deci, ok, toate astea sunt drăguțe, sunt ok, nimeni nu are nimic împotriva lor. Dar lipsește ceva fundamental și ăsta e momentul în care începe criza vârstei de mijloc, pentru că vine treaba asta cu scopul și sensul vieții mele. Da? Cred că cea mai grea întrebare pe care eu mi-o adresez mie în perioada asta este ce fac cu viața mea? Pentru că dacă sunt sincer cu mine, răspunsul este nu știu. Și atunci zici, ok, am o viață totuși prețioasă, am lucrat la ea ceva și acum încep să văd cum se întâmplă lucrurile și zic, ok, dar ce fac? Ce fac cu viața mea? Da, am o viață. Și e un dar viața mea. Și asta e criza vârstei mijlocii. Ce fac cu viața mea? Pentru că am una, am adus-o până aici, ceea ce e bine, ce fac cu ea în continuare? În slujba ce mă pun? Cred că asta e expresia lui James Hollis pe care am integrat-o cumva în viața mea. În slujba a ce mă pun, în slujba a ce îmi pun viața. Foarte bună perspectivă. Pentru că fiind serviciu adus celorlalți, cred că este scopul și sensul nostru și cred că asta și rezolvă criza vârstei mijlocii. Să avem un scop și un sens dincolo de casă, mașină, lucrurile materiale, mai un scop și un sens care să-ți dea ție o împlinire. Și el chiar vorbește despre faptul că ar trebui să căutăm sensul și nu fericirea. Absolut. Da? Absolut. Pentru că Te are bună. Te are foarte bună, pentru că credem greșit că fericirea ar trebui să fie rezultatul final și nu este. Nu avem nevoie de fericire, avem nevoie de momente de fericire. Avem nevoie de frustrare, avem nevoie de efort, avem nevoie de disciplină, avem nevoie de responsabilitate, pentru că dacă suntem onești cu noi, ia să ne uităm în urma vieții noastre, care sunt momentele la care privim cu bucurie în trecut și cu mândrie și cu satisfacție majoră. Sunt momentele în care am fost în procese dificile, le-am supraviețuit și am devenit ceva și cineva în urma acelor procese. Am fost formați în focurile luptei, să spun așa. Că sunt relații de cuplu, că e sărăcie materială, că sunt conflicte, că sunt boală fizică sau de altă natură. Deci când am luptat, când n-aveam decât chilotul de pe noi, dar aveam spiritul nostru puternic și am luptat și am devenit ceva și ne-am cunoscut pe noi și zicem, mamă, ce faină a fost perioada aia. Dar e greu să o vezi că e faină când ești în perioada aia. Dar e grozav să o vezi în urmă și să spui am avut scop și sens și am meritat. E, așa e viața. Deci da, nu avem nevoie doar de fericire și clar și studiile psihologice astea mai
clasice arată foarte clar că tipul de fericire, tip plăcere, stare de flow și scop și sens. Și trebuie invers să fie. Scop și sens, urmate de activități de stări de flow și plăcerile vieții să fie cireașa de pe tort. Pentru că invers, rămânem doar în plăcere, ne afundăm în ea, devenim addicte, deprimați și ne pierdem. Și umbra părinților, nu? Exact. E un subiect dificil. Dar uite, încerc să fiu onest cu mine, ca să fiu și cu tine și cu cei care ne ascultă, și am să spun două lucruri care îmi vin în minte. Primul lucru este că poate ai norocul să ai niște părinți care știu să-ți dea un elegant picior în fund și să te trimită în lume. Asta ar fi un mare ajutor din partea părinților să ieși din umbra părinților. Și unii părinți poate știu asta. Deci un picior în fund elegant sau mai puțin elegant, nu contează. Să te duci în lume, du-te și înfruntă lumea și trăiește. Asta este un prim pas, dar poate nu avem unii, avem alții, nu avem. Știi cum e când ți se întâmplă ca și copil tânăr chestia asta, nu-l vezi ca pe vreun noroc sau vreun mare beneficiu. Îl vezi ca pe un abandon, respingere, Neajuns, durere, da. neiubire, cine știe. Ca apoi să zici ce bine că s-a întâmplat pentru că am devenit cineva în urma acestei experiențe. Și uite-te, animalele își aruncă puii să zboare. Chiar vedeam ăsta cu bufnița. Și vulturul, și șoimul, și multe păsări. Puișorii cresc, și când am pac, șut în fund, zboară puiule. Dar să mai spun una. Din nou, mi-e ușor să mă raportez la mine astăzi. În momentul în care devii părinte. Na? Oricum aș vrea să o dau așa, asta e adevărul pentru mine. În momentul în care am devenit părinte, am putut să văd mult mai bine. Sau n-aș fi putut să văd pe mama mea și pe tatăl meu comportamentele lor, obiceiurile lor, atitudinile lor. Să mi le văd și pe ale mele, să văd cât de asemănătoare sunt, da? Și cum efectiv nu poți să scapi și să te debarasezi, poate niciodată complet, dar nu poți să te dezlipești că tu ești mama și tatăl tău, îi conții pe ei, fie dacă ei mai sunt în viață sau nu, fie că mai sunt în viață sau nu. Dar apoi te vezi și înțelegi atât de multe lucruri, încât poate atunci poți să iei decizii diferite. Și există pericolul, și tot Iungul spune, nu? Pericolul este să faci ca părinții tăi sau să faci total invers decât ei. E Exact, la fel de. antimodel. Model și antimodel. Exact. Și atunci când vezi care e și modelul care vei și antimodelul, să te poziționezi la mijloc și să faci ceva cu viața ta în momentul respectiv și să simți că este ceva al tău. Și din nou, cred că criza vârstei de mijloc este o oportunitate și pentru a ieși din umbra părinților noștri, înțelegându-ne pe noi și pe ceilalți mai bine. Acum nu zic că e obligatoriu să faci copii ca să te vindeci de toate, dar e o oportunitate mare, ca să spun așa. Pentru că mie mi-au zis alții. Când am devenit părinte, am putut să-mi văd părinții altfel, s-au întâmplat niște schimbări în mine majore și mai departe. Și asta mi s-a întâmplat și mie, da? Am înțeles ce a făcut mama mea, tatăl meu, putem să facem 10 podcasturi numai despre asta. Dar fii atent, mă gândeam acum așa tot ca o soi de auto confesiune, de mărturisire. De curiozitate, te-ai surprins vreodată având sau nu, replicând anumite comportamente, reacții, vorbe, gesturi ale părinților tăi din copilăria ta, tu în raport cu fiica ta? Pentru că eu o să fiu tot la fel de sincer, o să fiu tot la fel de sincer de prea multe ori. Eu o să fiu la fel de sincer și de, hai să-i spunem, vulnerabil în acest moment și să spun că da, eu în raport cu copiii mei, băiat adolescent și fată trecută deja bine de adolescență, m-am surprins cumva, deci vedeam cumva din afară. Da? Pentru că m-am surprins cu anumite gesturi, cu anumite cuvinte, cu anumite vorbe, cu anumite reacții de furie în anumite momente, în anumite circunstanțe, contexte. Și în momentul ăla, băi, stai puțin, parcă, nu știu, eram mama sau parcă eram tata care reacționa într-un anumit fel. Răspunsul corect este la mine de prea multe ori, inclusiv azi dimineață, când trebuia să mergem la grădiniță și Zlata se ascundea după canapea și trebuia să ajung la birou, nu? Și am zis, Zlata, haide mai repede, plec singur dacă nu. Și mă observam în cel, deci mă observam și vedeam cum sunt. Și asta era reacția taicmii. Taicmii nu aveau mare toleranță la frustrare și la avea răbdare și așa. Deci și ca mama, foarte interesant, că și mama și tata sunt în mine, și ca mama am o atitudine uneori și mă observ și mă trezesc vorbind și zic, păi zici că sunt maică-mea, dar e drăguț acum. Deci eu zic că dacă ne putem observa, asta e mare lucru.
Și poate chiar și accepta, nu neapărat să schimbăm totul în continuu, dar cred că unele lucruri trebuie să le acceptăm pur și simplu și să le observăm și da, să le și schimbăm în momentul în care vedem că nu ne plac nouă. Nu? Dar da, suntem tributari și e mult mai multă umbră a părinților decât ne-ar plăcea. Dar e ok. Suntem rezultatul a 4.000 de generații care au cooperat ca să ajungem noi aici, nu? James Hollis subliniază importanța alegerii personale și de multe ori probabil că ai auzit această sintagmă, această expresie, viața este făcută din alegeri, noi suntem cumva suma alegerilor noastre din trecut, alegerile noastre din trecut ne influențează într-o oarecare măsură prezentul, mai ales atunci când facem niște alegeri ale partenerului. Da? Alegem bine sau nu alegem bine și vedem asta peste ani de zile. Cum pot oamenii să-și asume responsabilitatea pentru propriile lor alegeri și cum le influențează aceasta traiectoria vieții? Pentru că sunt convins că are aceste alegeri făcute la o anumită vârstă, cum ai spus tu, în prima viață sau cum spune James Hollis, poate undeva în jurul vârstei de 40 de ani, 40 plus, se văd roadele sau dimpotrivă, Da. lucrurile rele ale acelor alegeri. Am o teorie aici și teoria mea este următoarea. Nu există alegeri rele sau bune, ci asumate și neasumate. Și încep cu un exemplu simplu. Mergem pe autostradă cu mașina. Mașina noastră poate să meargă cu 250 la oră, dar regula este 120. Și noi facem o alegere. Zicem, băi, nu i-am dat la mașina asta 200, vreau să văd cum merge, liber în față. Ar vrea să-mi iau o amendă sau nu? Da. Nu? Hai să-i dăm. Și dai 200. Și se face fotografie, primește amendă acasă. Ai luat o alegere, a fost o decizie bună sau nu? Păi, hai să vedem. Nu contează decât prin prisma încărcăturii pe care o dai tu decizia asta. Și ce înseamnă asta? Neasumat înseamnă să începi să te lamentezi, să te victimizezi, să spui, bă, dar fix acum m-a prins pe mine când odată am vrut și eu să vă mașină și ce. Băi, ai încălcat o regulă. Să te plângi. Când ai luat decizia, trebuie să înțelegi că există beneficii și consecințe la orice decizie. Și să-ți asumi tot pachetul, să le îmbraci, așa zice. Asta e pachetul. Poate mă prinde, poate nu. Dacă mă prinde, sunt asumat, plătesc amenda, detașat. A fost alegerea mea. Și ce bine este să-ți asumi, nu să, în engleză zic, să own it, nu să zic, băia ta, mea chestia asta, eu am făcut ca așa am vrut eu. Amendă, ia de aici. Am văzut cum merge mașina 200. Deci ori te victimizezi, ori îți asumi, da, alegerea. Așa e cu toate în viață. Eu cred, care pe mine mă ajută personal foarte mult, tot ce se întâmplă este binele meu. Și viața îmi dovedește non-stop chestia asta, chiar dacă nu pare pe moment. Dar este binele meu, că mă formează, mă educă, îmi dă perspective, mă îmbogățește. Viața e plină de surprize. Nu putem controla noi treaba asta. Și atunci, alegere bună sau rea. Eu cred că e asumată sau neasumată. Că poți să nu-ți asumi că acum 10, 15, 20 de ani ai ales într-un fel și acum nu-ți place deznodământul. Poți spui, vai, dacă alegeam diferit. Dar n-aveai cum să alegi diferit. Ai ales. Ai făcut cea mai bună alegere de care erai capabil atunci. De ce e de făcut acum? Ok, schimba acum ce poți schimba că nu-ți place ceva, dar să te uiți în urmă să spui că ai ales greșit, nu cred că este valid. Că n-avei cum să alegi greșit. Tu ai ales foarte bine pentru momentul respectiv. A, că roadele nu-s bune acum, ok, acceptă, schimbă, fă ce poți, dar ce mai poți să faci acum să te biciuiești? Eu cred că e foarte importantă relația pe care o am cu mine. Eu cu mine. Că pot să fiu autocritic, foarte multă vinovăție, care se găsește mult în adicții și în toate comportamentele astea, vina aia grea, mamă, te rupe, dar ce-i vina? N-am făcut, am greșit. Deci, ce important e să lucrăm cu treaba asta, nu? Decizii greșite sau corecte, sau asumate și neasumate. Că e ok orice dacă îți asumi. Da, frate, aia, plătești consecințele? Nicio problemă. Eu mi-am făcut-o. Eu am ales. Au, de ce, Doamne, mie mi se întâmplă? E, atunci e greu. Mai e o vorbă și cu asta o să închei. Nu știu cine a zis asta, dacă nu tocmai James Hollis, dar nu cred că el. Zice așa, să ne iertăm versiunea noastră mai tânără pentru alegerile pe care le-a făcut. E un alt mod de a privi lucrurile. Băi, Foarte n-a bine. știut, frate, Pera și Sorin de acum 20 de ani, așa, 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 așa. N-a știut ce a făcut, a luat niște decizii. Ok, ce-i de făcut? Ne omorâm acum că dacă știam pe numerele la loto sau ce, asta e o prostie. Da? E foarte bine cum e. Ce bine că putem observa, trage concluzii și să luăm acum decizii diferite dacă simțim.
Dragilor, a fost alături de noi Pera Novakovici, psiholog, și vă mai arăt încă o dată cartea. Am vorbit despre criza vârstei de mijloc și Miros trecută de de la carte așa, jumătatea. nou tipărită, îmi place. Da. Întrebările de la jumătatea vieții a lui James Hollis, recent publicată în portofoliul editurii Herald. Încă o dată, o reală plăcere și o mare bucurie să stau la povești cu Pera Novakovici, pentru că, așa cum spunea și el, avem foarte multe subiecte de discuție și, uite, această carte a lui James Hollis, autorul nostru drag, efectiv ne-a oferit prilejul de a discuta pe marginea unui subiect, spun eu, destul de spinos, pentru că știi că se tot spune sau se spunea înainte, mai ales la bărbați, a ajuns, are criza vârstei mijlocii sau criza vârstei de mijloc. Toți oamenii pot avea această criză până ajunge la a se întâlni cu sinele lor autentic și cu propria lor identitate. Și cum spuneai tu foarte bine, a fi împăcați cu propriile alegeri din trecutul lor. Așadar, vă mulțumesc încă o Excelent. dată, Mersi. cu mare drag, și Mersi. ne dăm întâlnire la un nou episod Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Să aveți o zi minunată în continuare. La revedere, numai bine!